Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi vorbim despre cel mai așteptat film al ultimilor ani, Dune, care a fost primit cu laude de critici de film. Bazat pe romanul SF, scris de Frank Herbert și publicat în 1965, Dune este o saga vastă despre putere, politică, religie, trădare și moarte. Iar povestea este plasată într-un viitor extrem de îndepărtat. Acțiunea poveștii gravitează în jurul prințului Paul, care, împreună cu familia sa, conduce planeta deșertică Arrakis, cunoscută și sub numele de Dune. Doar pe Arrakis se găsește cea mai de preț substanță din univers, o mirodenie numită Melange, substanță care face posibile zborurile interstelare. Tot pe această planetă trăiesc și niște viermi uriași de care mai bine fugi decât să îi întâlnești. Poți să înghită un camion întreg deodată. Filmul Dune are o durată de 2 ore și 35 de minute și a fost aplaudat timp de 8 minute la Festivalul de Film de la Veneția. Vizionare plăcută!